Prima ediție a evenimentului Let's Bike It are loc sâmbătă în județul Sălaj, iar toți voluntarii bicicliști sunt așteptați să participe la acțiunea de cartare a mormanelor limitrofe orașelor Zalău și Șimleu Silvaniei. Let's Bike It este un eveniment la nivelul județului Sălaj, marca Let's Do It Romania, care are ca scop cartarea mormanelor cu deșeuri pentru a realiza harta națională a deșeurilor. Let's Bike It are loc în județul Sălaj pentru prima oară, sâmbătă 3 septembrie, iar toți voluntarii bicicliști sunt așteptați să participe la acțiunea de cartare a mormanelor limitrofe orașelor Zalău și Șimleu Silvaniei. Acțiunea va începe la ora 10 în ambele orașe, coordonatorii evenimentului fiind Darius Taloș și Doru Vasile Pușcaș. Let's Bike It este un eveniment marca Let's Do It Romania, proiect național ajuns la cea de-a 5-a ediție, care are ca scop mobilizarea la curățenie a oamenilor pentru a schimba România în bine, dar și pentru a duce în prim plan problema deșeurilor. În 2016, Let's Do It Romania se bucură pentru prima oară de sprijinul Guvernului României. 5 ministere vor fi implicate în mod direct în ziua de curățenie națională. Anul acesta, cartarea, identificarea mormanelor de deșeuri va fi realizată prin intermediul aplicației Let's Do It Romania. Voluntarii Let's Do It Romania sunt invitați să descarce gratuit aplicația pe mobil.